Bună, mă numesc Petru Ciumurel, sunt instructor Sambo Combat și Mixed Martial Art în cadrul clubului Hipergym Leva, iar împreună cu colegul meu, Bozan Gabriel, bine v-am găsit, ne-am propus să abordăm astăzi mișcări și tehnici ce presupun priza dublă pe ceapa adversarului. Aceasta este o tehnică des întâlnită în meciurile de Muay Thai, Kickbox, Thai Box, Sambo Combat. Este specifică posturilor de clinci, iar când este dublată de tehnici de genunchi și dobărâri, ea are efecte distrugătoare pentru adversar. Vă vom prezenta postura corectă a acestei tehnici, avantajele care provin din execuția corectă a acestei tehnici, dar și dezavantajele care intervin datorită unei posturi incorrecte a acestei prize. Efectul de pârghie asupra gâtului adversarului ne-l conferă poziția palmelor. Dacă poziționăm pe ceapa adversarului, nu vom avea un efect de pârghie puternic. Dacă le poziționăm pe creștetul adversarului, efectul de pârghie va crește și ne va fi mai ușor să controlăm gâtul și capul adversarului. Coatele se vor poziționa pe pieptul adversarului, au rol și de a opri înaintarea adversarului noi, de a bloca adversarul, iar antebrațele vor bloca clavicula și vor strânge gâtul. Toate luate la un loc ne vor oferi un efect mai puternic asupra adversarului. Poziția capului nu va fi una înaltă, va fi una ascunsă, una protejată. Poziția picioarelor paralelă, iar poziția spatelui va fi una care se confere echilibru și forță. Iată și câteva din dezavantajele care provin dintr-o postură incorrectă a prizei duble pe ceapă. Dacă poziția capului este una înaltă, îmi va da prilej să lovesc cu croșeii scurte, cu becuturi și să folosesc efectul de pârghie pe gâtul adversarului. Îmi va permite să-mi introduc brațele atât în lovituri, cât și a forța gâtul adversarului. Coatele depărtate îmi oferă posibilitatea de a intra în dobărâri specifice clinciului de Muay Thai, de a trece pe sub brațe, iar poziția picioarelor, dacă este una incorrectă, îmi va da posibilitatea să-l dobor relativ ușor pe adversar. Vom mai adăuga un element în plus la acest exercițiu, un element menit să ne confere mai mult echilibru și să ne mărească aptitudinile de a recupera garda pe ceapa adversară. Următorul exercițiu se referă la efectul de pârghie pe care îl are umărul nostru asupra antebrațelor adversarului. Printr-o răsucire a trunchiului, fixăm antebrațul de pe partea răsucirii, îl fixăm pe trunchi, acoperim cu umărul opus antebrațul adversarului și rotim scurt trunchiul.
Acest exercițiu nu garantează ruperea prizei, dar acei câțiva centimetri și starea de dezechilibru care îi imprimă în adversarului ne este foarte utilă. Vom încerca să-l prezentăm împreună cu celelalte elemente ajutătoare. Următorul exercițiu are rolul de a ne întări spatele inferior, de a ne întări forța gâtului, de a ne conferi calități necesare pentru a gestiona mai bine această situație. Îl vom folosi combinat cu cele două elemente prezentate anterior. Vom încerca să arătăm în ce fel starea de dezechilibru imprimată adversarului ne este de folos în ieșirea din priza lui și chiar de a stabili noi priza dublă pe gâtul lui. Un alt exercițiu în care starea de dezechilibru creată adversarului ne este folositor este acel în care folosim pârghia prin fața adversarului, pârghie prin care îi forțăm coloana.
împreună cu colegul meu, Gabriel, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și la următoarea tehnică.